Da, prieteni, am revenit cu Rufus și exercițiul de chemare la un cu totul și cu totul alt nivel. Bună exprimare lui. Laudă. Vedeți? Când vorbim de grad înalt de dificultate la acest exercițiu, ne referim la acest tip de distragere. Liber să-ți ia mâncarea. Liber să-ți ia mâncarea. Bun, și vino. În mod normal, proprietarii câinilor nu-și imaginează că pot face față unui astfel de moment. Însă, prin dresaj, prin pregătire, instruire atentă și de la simplu la complex, se ajunge aici. Laudă-l. În dresajul de companie, pregătirea psihologică a proprietarilor de câini pentru a face față unor asemenea situații este esențială. Bun, liber! În mod frecvent, întâlnirea dintre doi masculi poate crea probleme în ceea ce privește răspunsul câinelui la chemare. Ține pe loc. Din fericire, dresajul în mediul real pe sistemul Cătălin Cornea implică confruntarea tuturor acestor situații. Bine așa.